Un concurs inedit a adunat azi peste 600 de prichindei la Școala Sfântul Nicolae din municipiul Târgu Jiu. Micuții au concurat la o competiție de costume de toamnă confecționate din materiale reciclabile. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni, paradă de costume și dovleci sculptați. Câți copii participă? 639 de elevi din ciclul preșcolar, primar și gimnazial. Pe cele două secțiuni avem secțiunea de parada costumelor din obiecte reciclate și secțiunea de dovleci sculptați. Organizatorul este Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, parte de grădinița Prichindel. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Asociația Părinților Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae, precum și alte școli din județ care au dorit să se înscrie la acest concurs. Ce au venit de la 4 ani, de la grupa mijlocie, de la grădinițe, până la 13 ani avem și la clasa 6, așa și la evenimentul organizat la Școala Sfântul Nicolae au participat și numeroși părinți care au asistat emoționați la probele de concurs.